Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația Mușatinii TV. Pentru început, aș dori să vă prezentați. Bună ziua, mă numesc Benchia Gabriela, sunt psiholog cu specializare în psihoterapie experiențială. Astăzi vom vorbi despre un proiect al doamnei Gabriela Benchia. Este vorba despre un curs de dezvoltare personală pentru adolescenți. În ce constă acest curs? Cum se desfășoară mai exact? Cursul, de fapt, nici nu este un curs, este un grup de dezvoltare personală care este structurat pe 7 module, a câte 5 ore fiecare, fiecare modul o dată pe lună. Care sunt avantajele participării la acest curs? La acest curs urmărim consolidarea identității de sine, personală, socială și sexuală, creșterea identității de sine și îmbunătățirea imaginii de sine, autocunoașterea, identificarea vocației pentru cei de 17-18 ani, îmbunătățirea și optimizarea capacității de relaționare și comunicare interpersonală. Înțeleg că nu e singurul proiect de acest gen al dumneavoastră. Da, mai am proiecte de grup, un proiect pentru femei. Lucrez acum la un proiect pentru mămici cu copii mici. Foarte drăguți. Și cu ce vor rămâne tinerii în urma acestei experiențe? În urma acestei experiențe, tinerii vor rămâne cu ceea ce am spus mai înainte, dacă ei vor fi dispuși să lucreze, pentru că eu sunt un facilitator, un îndrumător. Nu sunt eu cea care fac munca. Munca o vor face ei. După cum vedeți, este indicată participarea la un astfel de grup pentru că ne putem dezvolta într-un mod foarte plăcut, prin jocuri, prin activități. Da. Aceste 5 ore nu vor fi plictisitoare pentru că la aceste întâlniri vom folosi tehnici de comunicare, jocuri terapeutice, dramaterapie, art-terapie. Deci e mai mult un fel de joc. Da, e o joacă care, prin care o să ne descoperim, redescoperim. Unde vă pot găsi cei interesați? Cei interesați mă pot găsi aici la cabinet sau vă pot lăsa numărul meu de telefon. Vom pune linkul de la pagina de Facebook a doamnei în descriere. Noi vă mulțumim frumos și vă urăm succes pe mai departe. Și eu vă mulțumesc.